Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Sunt sus, aici sus, nu mai sunt aici sus, să se vadă bine ce am în spate. Nimic bun nu poate să vină după ora 12 noaptea. E un sfat pe care îl știu de mult, dar pe care se pare că nu-l iau în considerare. Într-un gest de năsăbuință, aseară am făcut Cristiano Ronaldo flashback SVC. Nu asta e problema, că am făcut Cristiano Ronaldo SVC. Problema este că am băgat FIFA Points ca să deschid pachete. Și ca să vedeți așa cât de necontrolabil poate să fie feeling-ul de a băga FIFA Points, nici măcar nu m-am dus direct să fac 12.000 de FIFA Points, să zic, no, aia e, hai că facem să fie bine, deschidem multe și prindem ceva. Și nu, am băgat așa pe rând un 2000, un 1000, un 300, un 500, s-au adunat 300 de lei de FIFA Points. Nu am banii ăștia, nu-i am. Dar hei, îl am pe Cristiano. Și hai să vedem care a fost parcursul de fapt și să vedem cum s-au dus speranțele din ce în ce mai mult să prindem ceva dintr-un pachet de genul. Totul a început de aici, de când am zis hai să dau 37.500 pe un Winter Recruits Pack unde sunt 20 de gold players. Sigur, sigur, ceva prind ca să pot să termin SBC-ul. Și greșit n-am fost. N-am greșit cu absolut nimic. L-am prins pe Gavi. Gavi care a fost vândut cu 30.000, 29.000 și un pic. Și mi-a dat speranțe. Mi-am zis că dacă am prins cu FIFA Coins astfel de jucător nou, sigur prind ceva în pachete cu FIFA Points, sigur mă ajută jocul să fac bani de Cristiano. Și am început să mai fac câte un SBC și câte un SBC, un FIFA World Cup, un nu știu ce, un nu știu cum. Și am făcut și primul SBC de la Cristiano, acest 84 cu un portughez în el. Și nici n-a fost scump, am avut totul ok, totul aici, am zis, bine băiatul meu, hai că merge. Și ne-am dus și la 85 plus și am mers și asta, tot ce aveam în club a fost ok, a fost foarte ok. Chiar am făcut și 87-le, l-am băgat pe Tolisso, l-am băgat pe Papin, nu-mi place, 3 skill moves, groaznic, absolut groaznic. L-am băgat și pe Nabri, l-am băgat și pe Higuain, din păcate l-am băgat și pe dragul Favre, dar am zis, well, deja este depășit, merită să se odihnească. Am făcut ceva care chiar am crezut că o să mă ajute maxim. Am băgat tot în acest 84 ori 20. Am zis că sigur de aici trebuie să-mi dea ceva ca să mă ajute să nu mai am de cheltuit pentru ultimul SBC. Hai, că doar chiar nu era atât de greu să-mi dea niște jucători în 84 plus. Și am băgat acest token. Am renunțat în a mai strânge pentru un acest hero, pentru încă un hero, și am zis ok, fie ce o fi, nu mai băgăm 25 în hero și luăm pachetul de 84 plus. Da, vedeți voi, ăsta e jocul, te ademenește să crezi că ai putea, că ai avea vreo șansă. Din păcate mi s-a părut, da, ok, a mai venit un din ăsta. A venit Gvardiol de la croați, însă prea mic ca rating, 86, nu mă ajută, nu mă ajută 86. Dacă venea un rating mai mare, era cu totul și cu totul altceva. Da, într-adevăr, Kanté, Kroos, Dybala ajută, dar mai aveam nevoie de foarte, foarte mult în SBC ca să pot să-l termin pe Ronaldo. Mi-a picat de 3 ori aseară Walker, de 3 ori Walker mi-a picat aseară. Și am început să construiesc și am cumpărat și Casemiro și mai aveam nevoie de un 90, de un 88 și de un 87. Eu mai având 15.000 în club. M-am gândit, bă, pot să joc Weekend League-ul și să aștept să prind ceva de acolo. Da, din păcate n-am putut. Așa că am luat de 2 ori 2800 și de 2 ori 1500. Asta înseamnă 54 de lire. Ah! Mai bine dădeam 80 și luam 12.000 de FIFA Points, că au fost în total 7.700 de FIFA Points. Puteau să fie un total de 12.000 de FIFA Points și poate era mai mult de ajutor, dar de fapt clar nu era mai mult de ajutor. Și începem și deschidem. Deschidem un Ultimate Pack cu 2.500 de FIFA Points și ne pică
ne pică Costici. Ca să înțelegeți, ne pică cel mai bun 85. 85 ne pică cel mai bun. După care mergem și deschidem și un Prime cu 1000 de FIFA points, Prime Gold Player Pack, din care ne pică De Ligt. Am crezut că e at least, dacă era at least Van Dijk, era excelent și m-a ajutat enorm. După care de restul mergem și deschidem și ăsta Prime Gold Player Pack. Am zis că bă, poate. Am văzut Spania și am crezut că fac cu nervii. Muniain de 84. Așa că n-am rezistat. Și am mai luat. Și m-am dus și am mai deschis un Ultimate Pack. Și am văzut din nou Gold. Tielemans. Ultimate Pack Tielemans 84. Și m-am dus și la pack-ul acela de 1000 și a venit Valverde de la Real Madrid. Și cu ultimii, încă un Prime Gold Player Pack în care n-a venit nimeni, adică a venit Fernando de 83. M-am pus, am vândut, am pus pe market, am dat cu Excel, am făcut 100.000 și m-am dus și am cumpărat pentru SBC-ul ultimii 3 jucători. Ultimii 3 jucători care au fost Fabinho, Courtois și cu Ter Stegen. S-a dus Walker, s-a dus Casemiro, Kanté, Gvardiol, Furkluk, Kubo și asta a fost povestea lui Cristiano Ronaldo. Practic m-a costat Cristiano Ronaldo 300 de lei. Da. Not worth at all. Nu știu ce a fost în capul meu, oboseala, nervii că nu mi-am picat nimic în acel 84 plus, că de fapt acolo a fost marea decizie când am zis gata, mă duc și iau FIFA points că, na, dacă pica din 84 plus ăla ceva decent, probabil nu mai luam FIFA points, dar măcar, na, trebuia să mă gândesc ce să iau, măcar luam 12.000 de FIFA points și știam o treabă. Măcar atât. Deschideam 5 Ultimate Pack-uri. Aia era. Da, na. Acum mai am câteva obiective făcute de făcut pentru token. Încă mă gândesc că le termin. Nu mai ales așa multe. Le termin în mâine, cred. Mă gândesc că ce să iau cu ele, ce să fac. Echipa arată în următorul fel. Turam, Leao, Morientes, Tchouameni, Valverde, Marchisio, Mendy, Campbell, Köchler, Dest și cu Campos, Mascherano pe bancă, Sterling, Messi, Cristiano, Tokoye Kambi, Vinicius, Almiron, Shaw, Richarlison, Verwijnk, Rashford și Adams. Asta mai avem un club. Eu zic că arată foarte bine, fără doar și poate. Nu intră Cristiano ăsta nici, n-are cum să intre nici cum, sau nu văd eu momentan combinația fericită. E retard că e cu Portugalia, World Cup și așa mai departe, face chemistry doar cu portughezi sau cu cardul de World Cup. Într-adevăr ar fi fost insane, nu știu, să-l am pe Neymar sau pe Mbappé. Doar că dragii noștri de la EA Sports au zis că ne dau niște carduri care expiră, dar nu o să primiți jucători mari de ei. De ce ați primit jucători buni de așa ceva? Într-adevăr, de ce? Proști noi. Sfatul meu este să vă ascundeți cardul, mai ales cardul de cumpărături, când jucați acest joc, să nu vă lăsați duși de tentația jocului și să vă distrați de el. Sincer, mă duc să-mi joc meciurile de la Weekend League, mă duc să mă uit la finală, hai Argentina, hai Messi, e clar, sincer, Franța a luat acum 4 ani, Mbappé are cupa mondială, Giroud are cupa mondială, vreau să văd pe Messi cu cupa mondială, atât tot, în rest nu mă interesează. Să aveți o săptămână minunată, pentru săptămâna ce urmează, săptămâna dinainte de Crăciun și noi ne vedem cu premiile de la Weekend League, v-am pupat, spot să aveți. A da, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi, v-am pupat, ciao.